Samsung A51, resetare cod telefon. Avem un Samsung A51 care are cod pe telefon. Dacă vrem să oprim telefonul, nici nu ne lasă să-l oprim. Pentru resetarea acestui cod, există două metode. O metodă mai veche și una mai nouă. Metoda mai veche. Încercăm prima dată metoda mai veche. Pentru aceasta, trebuie să ținem apăsat pe butonul de oprire, pornit oprit, și pe butonul de volum minus, până când telefonul se oprește. În momentul în care telefonul s-a oprit, eliberăm butonul volum minus și trecem repede cu el, cu degetul pe volum plus. Continuăm să ținem apăsat pe volum plus și butonul de pornit oprit până când telefonul intră în meniul de recovery. Bun, să încercăm. S-a oprit, eliberăm butonul volum minus, trecem cu degetul pe volum plus și ținem în continuare. A trebuit să intre meniul de recovery. Bun, se pare că nu a funcționat. Încercăm metoda a doua. Pentru metoda a doua, trebuie să conectăm un cablu la un calculator, un cablu USB și conectat la portul telefonului. Am conectat cablu la portul telefonului, ținem apăsat pe butonul de pornit și volum minus până telefonul se oprește. În momentul în care el s-a oprit, eliberăm cele două butoane și așteptăm să ne apară meniul de încărcare. Bun, eliberăm cele două butoane. După ce a apărut meniul de încărcare, ținem apăsat pe volum plus și butonul de pornit, până ne apare meniul de recovery. Bun, a apărut meniul de recovery. În meniul de recovery, navigăm cu tastele. Imediat să focalizăm puțin. Cu tastele volum plus și volum minus, navigăm în meniu. Mergem pe rubrica Wipe Data Factory Reset. După care cu butonul de pornit, confirmăm. Aici mergem pe rubrica Revenire la setele din fabrică. Cu butonul de pornit, confirmăm. Ok, mai departe, următorul pas. Mergem cu butonul de volum minus, navigăm până ajungem la Wipe Catch Partition. Cu butonul de pornit, confirmăm. După care selectăm Yes și confirmăm. Următorul pas, navigăm la Reboot System Now și confirmăm cu butonul de pornit. Așteptăm să se inițializeze. O să dureze puțin. După resetare am observat undeva la vreo 3 minute durează până își face toate setările.
A terminat inițializarea. Acum selectăm limba. Bun, putem folosi telefonul din nou. S-ar putea să ceară contul de Samsung sau contul de Google folosite anterior pe telefonul respectiv. Bineînțeles că toate datele personale de pe acest telefon s-au șters odată cu resetarea. Acestea au fost cele două metode de resetare Samsung A51.